pe pagina de Facebook prieteni, așa cum știți, pentru că emisiunea noastră interactivă, noastră ne puteți trimite mesaje, noi o să încercăm să citim uh, măcar o parte din ele. Uh, vă spuneam că uh, e important acum și pe ce pariez. pentru că vorbeam spre exemplu mai devreme cu cineva care ne spunea că pariase pe uh, echipa de tineret a lui Arsenal astăzi. Că, mă rog, și pariase niște, uh, cum să vă spun, niște niște uh, chestii care Cam greu să le prinzi că Arsenal marchează între 2 și 3 goluri sau echipa a doua lui Arsenal. Adică. e greu, vorbind de echipa a doua lui Arsenal. N-ai văzut-o probabil niciodată sau dacă ai văzut e, genul ăsta de pariuri, după părerea mea, dacă nu ai o inspirație nemaipomenită, mai degrabă e bine să le, uh, să le eviți. Ce pariuri să alegi atunci? Uh, păi, noi am făcut o listă și vă zic imediat, avem campionatul european de uh, campionatul mondial, pardon, de handbal masculin, e adevărat. România nu e acolo, o să nu o căutați, uh, dar era oarecum de așteptat uh, pe 10 începe luna asta, două zile. În uh, Danemarca și Germania avem Australia nou apoi uh, 14-27, începe un pic să se dezghețe, o să vedem uh, din nou uh, uh, fetele noastre la treabă. Din februarie, februarie începe uh, bombă cu un Chiajna-Botoșani. Da, e adevărat, în etapa asta, uh, mai sunt cinci etape în Liga 1. în prima etapă din 2019, ce nu e doar Chiajna-Botoșani, avem și un viitorul Craiova. Și apropo, Craiova în uh, ultimele cinci, astea cinci etape are așa de jucat. Uh, joacă la viitorul, joacă cu CFR Cluj și joacă la Steaua. Printre altele, mă rog, mai joacă cu Herman ăștia și cu nu mai știu cine. Tot în februarie avem Super bowl avem optimile Ligii Campionilor și Europa Liga. Așadar, revin competițiile importante. Acum, ce să facem zilele astea? Eu zic să fim un pic mai prudenți să nu ne grăbim neapărat. Să... Pentru că iată ce urmează peste nu foarte multă vreme. Sabin, ce altceva mai urmează? Da, bă, 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 în weekenduri, în continuare, chiar și în această lună, sau în primele două săptămâni din lună, să zicem, avem ce părea, pentru că uh, sunt campionate în desfășurare. Premier League va reveni și feria, la liga merge la foca automat, Igran revine și ea. Uh, în începutul lui februarie avem și sfertul de finală în Fed Cup. Uh, fetele noastre joacă împotriva Cehiei. Uh, lucrurile cu adevărat se dezvoltesc când undeva pe la, pe la, începutul lui, lui martie. Noi încercăm să facem o trecere în revista evenimentelor care vor avea loc în primele șase luni ale, an ale anului. Dar Correct. anul ne-am bucurat de... sau am, tot am anticipat, am discutat despre campionatul da. mondial. Anul ăsta nu vom avea campionat mondial, dar vom avea pe ceparia în, în martie, să nu uităm că încep preliminarele pentru Euro 2020. <coughs> Suedea România este pe 23 martie, pe 26 martie în România Feroe. Cu Spania vor juca, vor juca în finalul campaniei. Eu din ce mi-am scos aici, Sabine, ca să le spunem oamenilor. Ne aducem aminte, noi suntem în grupa aia cu Spania și Suedia și Norvegia, să spunem. Uh, noi până în Uh, undeva până în vară, ca o să cam știm uh, care-i treaba. De ce zic asta? Pentru că, așa, cu Suedia, cu Feroe acasă, hai să spunem că am avea o șansă aici destul de bună, dar nu e totul de la sine înțeles. Mergem în Norvegia, greu, mergem în Malta, și apoi undeva în septembrie, evident, vom pierde cu Spania pe teren uh, propriu, așadar, undeva cam pe 10 iunie, când jucăm cu Malta în deplasare, noi vom cam ști cam ce șanse aveți să ne calificăm la campionatul european? Mă rog, hai să vă mai spun foarte rapid mai departe ca să trecem în viteză. Vă spunea Sabin, din martie se înfigurează treaba. Avem primele două masters importante, Indian Wells și mastersul ul de la... Miami, Așadar, două turnee importante în tenis, Euroliga Final Four la basket în mijlocul lunii mai, Roland Garrosul, apoi vine imediat Wimbledonul, dar de 1 iunie, ziua copiilor, avem pe Vanda Metropolitano din Madrid finala Ligii Campionilor. Avem Cupa Africii, evident, în iunie, competiția aceea amuzantă și mai ales uh, campionatul european pentru jucători sub 21 de ani, între 16 și 30 iunie, urmează Wimbledonul. Avem uh, campionatul european sub 19 ani și uh, US Open în, în august. Cam asta e programul până în vară. Din vară revenim la uh, alte uh, lucruri. Avem câteva puncturi din tenis. Prieteni, la Hobart avem uh, 16 WTA pe hard, așadar uh, ce jucăm acolo, Sabin? Da, avem uh, un bench cu Buzărnescu peste 1,5 de în primul set, cota 1,40. Jucătoarea noastră nu prea și-a mai revenit după uh, accidentarea gravă din partida cu Svitoria. Nu și-a mai revenit în sensul că rezultatele nu mai sunt a fel de bune. Sacare din net 1 Toris, cota 1,50. 50. Uh, Sacare o tenismenă care a evoluat mult în uh, anul precedent. La Sydney, uh, 16 avem un uh, Siniacova cu Mertens, 2 soris, cota 1,56 metre vream toți 10 în acest sezon. O să cu Barti 2 cu handicapul 3,5 game-uri, cota 1,42. Din partida aceasta va ieși adversara Simone Hale în faza următoare a competiției. Avem și un dublu, Ram, Salisbury, Hewitt, Thompson, 1 solist, cota 1,59 la Auckland. tot sunt 16. Ciun cu Statham, 2 de -o la setul, cota 1,41, diferență imensă. 350 50 de locuri între cei doi. Și vom fi cu Umbert, unul solist 17, cam aceleași date ca și în partida anterioară. Mai sunt încă două meciuri de, de, tenis, avem și un dublu. Parem pe Hase, dublu de Hase, unul 161. Încercăm să scoatem uh, pronosticurile câștigătoare de tirei de mâine din uh, competițiile tard, dar din alte sporturi. Avem uh, tenis, avem și basket, Euroliga, va fi și fotbal pe finalul emisiunii, dar ne ferim de cupe. Foarte bine spunea un telespectator, feriți-vă de cupe, sunt meciuri cu risc ridicat acolo, deci mai bine pariem pe tenis, pe basket în perioada. Așa este la pauză Porto și Național scorul este 2 la 1 pentru formația Gazda, așadar pentru FC Porto. Prietenul nostru despre care vă spuneam a pariat 1000 de euro și așteaptă ca Porto să câștige. Nu contează diferența de scor, important este să câștige. Eu zic că atât timp cât mai durează emisiunea putem să fim și noi fanii lui, lui FC Porto. Haideți să vedem câteva dintre comentariile. pe care le-am primit pe pagina de Facebook. Vă spuneam, e, e la dispoziția tuturor, puteți să ne trimiteți e, mesaje. Zabalenca e în mare formă, ne scrie Andrei, unul dintre telespectatori, Gvitova Zabalenca, unul solist, Siniakova Mertens, doi. Ce mai avem, ia să vedem. Sunt singurul care crede că pe Liverpool nu interesează nicio competiție în afară de Premier League în sezonul ăsta, să întreabă un telespectator. Liverpool tocmai a fost eliminat din Cupa Angliei de Wolves 1 la 2, dar un Liverpool cu o echipă uh, încropită, cu mulți, uh, multe rezerve. Așadar, Surpriza, dar nu chiar atât de mare, dar oarecum te așteptai văzând cotele pe care le, le oferiseră casele de pariu. Hai să vedem uh, cum stăm în uh, Euroliga. Avem uh, Kimchi Fenerbahce peste 150,5. Ce înseamnă asta uh, 150,5? Adică peste uh, 150. Dacă se dau 151 de puncte, pariul este câștigător. Avem și un Zalgiris uh, cu Anadolu Ierse, FS2, cu handicapul plus 8,5 puncte, cota 1 4 42. <coughs> uh, un meci, În mod normal, Zalgiris are șansa să în această partidă, dar uh, este preechilibrat. Am înțeles că sunt și ceva absente la, la gază, deci luăm acest uh, handicap solid până la, la urmă, 8,5 puncte. Adică Zalgiris, dacă tot o fi să câștige, nu, să nu facă show în acest meci. Gran Canaria, Real Madrid, 2 cu handicap, minus 4,5 puncte, meci între două formații care se cunosc foarte bine și din uh, întrecerea internă. Și la Olimpiaco, Spireu cu Basconea, 1 cu handicap, uh, minus 3,5 puncte, cota 1,42. Uh, de asemenea, două echipe care uh, se, cunosc, uh, se cunosc bine din... Uh, din... Meciul de aceste competiții. Avantajul Olimpiacos, echipa. Uh, poate, nu mai are sezonul. Uh, uh, nu nu traversează un sezon la, la fel de bun ca cel din uh, ca cel anterior, dar Olimpiacos în continuare este solidă, de mai ales pe teren propriu. Da, spuneam mai devreme un uh, prieten că în perioada asta e foarte bine. De luat în calcul și uh, starea terenului atunci când vorbim de partidă de fotbal, fiindcă nu neapărat doar terenul, ci și uh, condițiile meteo, fiindcă în momentul în care este foarte frig, uh, e posibil ca acest uh, lucru să se reflecte și asupra uh, spectacolului. Uh, Mihai ne scrie Tottenham Chelsea, 0-2 goluri, uh, o cotă de 2. Mm. Da, aș vedea totuși, da. S-ar putea să aibă dreptate, dar știți ce am spus eu de Tottenham și de apărarea pe care o are. Haideți să mergem mai departe, vorbim acum despre supercotele pariuri 1x2. Încercăm și câteva cote mai mari, nu sunt chiar foarte mari, dar o să avem timp și pentru astfel de lucruri. Deocamdată, avem trei selecții. Nant Montpellier. Ce să încercăm, Sabin, aici? Încercăm varianta aia care ne place nouă foarte mult. Scor corector când în meci. Pariem pe 1-1. Scor corector când în meci. Cota 2,62. Maidenhead, Cosford City. Peste 3,5 goluri. Cota 2,90. Și în Chihon, Valencia. 2 pauze, 2 final. Meci din Cupa Spaniei. foarte puțin cotele la, la, acest meci. Cota 2,80. Da, mă uitam pe mesaje, scrie un telespectator că era de aștepta ca una dintre echipe să se împiedice din echipele mari în, în Cupa Angliei și mi-aduceam aminte de ce a pățit Marseille, care a fost eliminată de o echipă din Liga 4, o echipă de amatori în Cupa Ligii, adevărat. Franței, o competiție care nu contează în mod deosebit, dar cu titularii în teren, Luis Gustavo și toți ceilalți prezenți la fața locului. Reluăm tradiția biletului nostru în uh, cotă 2 și vom ține socoteala să vedem uh, cam ce succes avem cu astfel de uh, tentativă. Haideți să vedem biletul pe care vi l-am pregătit pentru mâine. Sabin cu... Uh, eu știu, toată bunăvoința și toată ambiția pe care uh, o poate avea el uh, își dă sufletul pentru acest bilet, credeți-mă, prieteni. Și uh, tocmai de aceea cred eu că trebuie să luăm această rubrică cu zâmbetul pe buză și încrezător în, uh, în predicțiile lui Sabin. Așadar, Sabin, ce ai ales pentru mâine? Pariem pe un gol marcat de Valencia la Șihot, în Cupa Spaniei, cota 120. La mine cu Anger, mergi din Ligan, retantă din Ligan, sub 1,5 goluri până la pauză, cota 1,28 și la Gran Cararea, cu Real Madrid, meciul din Euroliga de care tocmai am vorbit, doi soris pentru o cotă de 1,3. Cota totală exact 2, am extras pariuri cât se poate de simte din oferta zilei de mâine. Dacă nu mai apar un uh, tondel la Sporting Lisabona 2-1 și alte nebunii de genul ăsta, cum au fost astăzi, Uh, Bilețul ăsta trebuie să fie câștigător Sunt de acord cu tine Trebuie să fie mai ales pentru că Vrem noi să fie E important uh, și uh, Tot importante sunt puncturile care urmează Haideți să le vedem chiar acum Cei care se uită după meciuri cu echipe ceva mai cunoscute Probabil vor remarca că în Franța E un pic de mișcare Amian joacă cu Anger da, sub un gol asiatic în prima repriză pentru o cotă de 1,52. Dacă se marchează exact un gol, avem miză returnată. În alt perie peste 1,5 goluri, cota 1,48. Eu, Transburg, nu e meci din uh, liganda, dar se joacă tot în Franța, tot în Franța. Sub 3,5 goluri la o cotă de 1,46. Ca de obicei avem pontoși din alte sporturi. Uh, am avut tenis, am avut basket, uite, avem și, și, puțin hockey. Pariem în Danemarca, pariem în Norvegia. Ajungem și în... Uh, Rusia, care e cel, un campionat foarte, foarte tare, pariem pe Baris Astana, unul solis la o cotă de, de 1,50, un pachetel mic de oponturi care sperăm să vă aducă profit în a doua zi a săptămânii. Da, deci cam, cam astea ar fi și variantele, bine să nu ne uh, forțăm să vă spunem să adăugăm pe bilet încă un meci, încă un meci doar așa ca să umplem uh, spațiul liber până la capătul hârtiei, fiindcă va urma weekendul și în weekend avem multe, multe uh, meciuri, avem de unde alege și cred eu că uh, dacă e de ales ar fi bine să faceți o vizită și pe site-ul nostru parioro12.ro, acolo unde colegii mei V-au pregătit alte ponturi și acestea și altele, și bilete și foarte multe lucruri interesante. Așadar, vedeți care e treaba pe site. Atât pentru această seară. Ne revedem mâine. Până atunci, o noapte liniștită. Baftă la pariuri! Acest program v fost